Salut! Una dintre cele mai comune fobii din lume este insectofobia sau entomofobia. Sper că nu aveți, pentru că astăzi vom vorbi despre gândacii cu care sigur nu veți dori să vă întâlniți, de la insecta cu sărut mortal până la asasinii adevărați din lumea insectelor. În acest episod vi voi arăta peștea și alte creaturi periculoase și vă voi povesti de ce sunt în stare, așa că puneți un like și să începem! Gândacul bombardier. Sunt descrise aproape 400.000 de specii de gândaci, dar oamenii sunt siguri că sunt de 2 sau chiar de 3 ori mai mulți. Una dintre speciile bine studiate are numele ce vorbește de la sine, gândacul bombardier. El nu are nevoie să se ascundă sau să fugă de la dușmani, el poate doar să îi împuște. Insecta de lungimea de doar până la 3 cm e capabilă să tragă din glandele sale din spatele abdomenului cu un amestec toxic din substanțe chimice care se descompune de la sine. Temperatura poate ajunge la 100 de grade Celsius, iar viteza de ejectare de 10 metri pe secundă. O împușcătură durează de la 8 la 17 secunde și apoi una după alta se întâmplă undeva vreo 10 emisii. Dar apoi gândacul bombardier deasupra căruia s-a format un nor de fum trebuie să se reîncarce. Glandele speciale produc peroxid de hidrogen și hidrochinonă, care se acumulează în rezervoare. Alt compartiment, așa numită cameră de reacție, conține un amestec de enzime. Dacă este necesar, substanțele intră într-o capsulă specială unde are loc cascada reacțiilor chimice. Apoi acestea se încălzesc până la temperaturi mari și are loc împușcătura cu amestecul chimic caustic. Gândacii bombardieri trag de 5 ori mai rapid decât alte insecte care folosesc un mecanism asemănător. Gândacii cu blister. Încă un reprezentant cu nume ce vorbește de la sine. După mușcătura lui, pe corpul omului se formează un blister. Ajung la dimensiunea de la 1,5 la 4 cm. Singur de la sine nu va mușca, dar dacă va fi deranjat în orice fel, atunci corpul lui începe să emane ceva foarte neplăcut. Anume asta este caracteristica specifică, prezența unei substanțe otrăvitoare, cantaridina. Veninul puternic este absorbit ușor de piele și doar în câteva ore poate crea pe piele răni și abcese pătrunzătoare. Ajuns în organele interne, provoacă halucinații, slăbiciune și greață. E posibilă chiar și moartea. Necătând la toată ostilitatea sa, această insectă aduce gospodăriilor beneficii. Gândacul pupăcios. Gândacii, în general, se găsesc pe tot globul pământesc și nu este uimitor că se întâlnesc la fiecare pas. Apropo, ei constituie aproximativ 40% dintre toate insectele din lume. În toată abundența asta există insecte care poartă numele de gândacul pupăcios. Nu vă va oferi un sărut blând. El, mai degrabă, va fi mortal. Gângania, ce pare aparent inofensivă, este un adevărat vampir ce suge sângele vertebratelor, indiferent de mărime. Se găsește în tropicele americane, în Mexic și America Centrală. În primul rând, sunt vânători de noapte. În timpul zilei sunt inactivi, dar odată cu lăsarea nopții, ies la vânătoare, cât victimele lor dorm în liniște. Acești paraziți le simt prin dioxidul de carbon care este eliberat în timpul respirației și a primit numele de gândac pupăcios nu degeaba. El înțeapă omul în buze când acela doarme. După ce insecta suge sângele, introduce prin rană paraziți care se pot afla în organism pentru o perioadă lungă de timp, distrugându-și treptat stăpânul și înmulțindu-se. Mai mult decât atât, odată cu mușcătura, e posibilă transmiterea unui parazit unicelular, care provoacă boala Chagas. Pericolul ei constă în faptul că în stadiile timpurii, simptomele aproape că lipsesc. Dar peste câteva săptămâni, omul începe să simtă slăbiciune, durere în tot corpul, poate începe greața și diareea și multe alte simptome neplăcute. În mediu, moartea e posibilă într-un caz dintr-o sută. Gândacii ucigași au un nume și mai tare, dar și mai exact. Ei chiar se furișează spre victimă din spate, înfipgând-o cu un fel de seringă sau mai bine zis sabie. Această armă are chiar și nume, rostrum. Se poate presupune că până aici a fost, vânătoarea s-a terminat. Victima este învinsă, iar asasinul triumfă. Dar nu, adevărul este că prin sabia sa, gândacul începe să transfere venin paralitic și enzime în corpul victimei. Acest lichid în același timp paralizează prada și începe să o descompună. Dar și ăsta nu este sfârșitul. După ce se sat de furnicile prinse sau termitele, gândacul asasin își aruncă corpurile lor fără viață în spate.
Datorită unui secret adeziv special, corpurile de pe spate se țin destul de bine. Gândacul asasin poate lipi de el până la 20 de insecte. Se dovedește că pe gândacii cu armură făcută din cadavrele insectelor, inamicii lor, păianjenii, îi atacă de câteva ori mai rar. Pe lângă gândaci, în natură sunt multe alte insecte nemiloase pe care sigur trebuie să le cunoști. Rămâneți cu noi pentru a vedea cea mai periculoasă furnică din lume, cea mai nemiloasă viespe și omida cu cel mai înșelător aspect fizic din lume. Viespea asiatică gigantică este cea mai mare viespe de pe planetă. Un adult ajunge la 5,5 cm cu greutatea de 200 de grame și anvergura aripilor până la 7,5 cm. Habitatul viespii gigantice se află în Japonia, Coreea, China, India, cât și zonele de munte din Sri Lanka. În diferite țări, viespea gigantică este numită diferit. În Taiwan, oamenii o numesc albina tigru și, într-adevăr, are culoarea unui prădător. Dungi negre pe corpul galben. Se pare că și dimensiunea ei a jucat un rol important în primirea acestui nume. Acul ei ajunge la dimensiunea de 6 mm. Veninul lor se consideră unul dintre cele mai toxice. Coyote Peterson, care a încercat pe sine înțepătura acestui monstru, a comparat senzațiile cu o țintă fierbinte care ți-a intrat în călcâi. Înțepătura acestei insecte este de multe ori mai periculoasă decât mușcătura altor viespi, fiindcă odată coasta este eliminată și o cantitate impresionantă de venin. Este mortal pentru acele persoane care suferă de alergii de la mușcătura viespilor și ale albinilor. Dar totul poate să se termine fatal și pentru un om sănătos, fără alergii. Anual de la înțepătura acestei viespi asiatice mor 40 de oameni. Ca și toate celelalte viespi, nici acestora nu le place când sunt deranjate și atacă oamenii doar în cazul distrugerii cuiburilor. Omida pufoasă. Această omidă seamănă mai mult cu o minge de blană. Deși arată destul de drăguț și ar trebui să fie plăcută la atingere, la întâlnirea cu ea, cel mai bine este să nu o atingeți. Frumusețea este o forță teribilă. Frumusețea în cazul dat este arma principală a insectei. Atingerea poate cauza arsuri pe piele, vezicule, greață, dureri de cap, uneori dificultăți în respirație. Așa omidă neobișnuită se întâlnește pe copaci și pe plantele din grădină în sudul Statelor Unite, în Mexic și unele zone din America Centrală. Furnica glonț. Oamenii care au devenit victima unei înțepături de furnică glonț povestesc că durerea poate fi comparată într-adevăr cu o rană de la arma de foc. Oare chiar e totul atât de rău? Oricum n-ar fi, dar mușcătura acestor furnici mari tropicale care trăiesc în centrul din America de Sud întrec ca putere înțepătura oricărei albine sau viespe. Lungimea corpului furnicii glonț variază de la 18 la 25 de cm. Lungimea armei sale este de 3,5 mm, iar rezervorul în care este ținut veninul e de vreo 2 mm. Între ele există o conductă de 3 mm lungime. S-ar părea că este un dispozitiv microscopic, dar este capabil de chestii groaznice. Această insectă este numită furnica celor 24 de ore, fiindcă durerea care pulsează poate dura o zi întreagă. În general, pe scara puterii înțepăturilor lui Schmidt, care determină impactul venenului insectelor asupra oamenilor, această creatură minusculă este notată cu 4+, în timp ce restul insectelor ce mușcă și înțeapă sunt undeva între 1 și 4. Musca țețe. Ce o face periculoasă pe această muscă, care la prima vedere pare inofensivă? Nu e atât înțepătura în sine, cât parazitul pe care insecta îl poartă. Musca țețe nu depășește mărimea unghiei unui om, dar poate să-i provoace tripanosomiaza africană sau boala somnului, care afectează sistemul nervos central și cauzează dezorientare, schimbare de personalitate, convulsii, vorbire pe silabe, dificultăți a mersului și, în cele din urmă, moarte. Fără tratament, persoana bolnavă nu are nicio șansă. În fiecare an, 60 de milioane de oameni care trăiesc pe continentul african riscă să se îmbolnăvească de boala somnului. Și animalele domestice, cât și cele sălbatice, pot să se îmbolnăvească de această afecțiune. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, vouă vă este frică de insecte? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!